Apple nu are nevoie de nicio introducere, iar produsele sale mulțumesc numeroși utilizatori din diferite colțuri ale lumii. Istoria Apple este o poveste atât de interesantă încât poate fi spusă fără probleme la gura sobei cu o cană de cacao fierbinte. Un erou carismatic numit Steve Jobs a creat una dintre cele mai mari companii din industria tehnologiei, pornind din garajul părinților săi. Această companie i-a fost furată de modelele tradiționale de business și de o armată de costume apretate, care au dus-o la ruină. A fost implorat să se întoarcă și eroul nostru a făcut-o. Abilitățile sale și personalitatea sa puternică au făcut compania Apple să renască precum pasărea Phoenix și să devină unul dintre cele mai cunoscute branduri din lume. Dacă este prima oară când îmi urmărești canalul, nu uita să apeși butonul roșu de subscribe și să dai un like acestui video. Astăzi îți voi prezenta 15 lucruri pe care probabil nu le știai despre Apple și istoria sa. Hai să le vedem. 1. Primul calculator conceput de Apple, numit Apple 1, s-a vândut la prețul de $666,666. 2. Magazinul Apple, situat pe Fifth Avenue din Manhattan, supranumit Cubul datorită designului său unic, este situat în topul 5 al celor mai fotografiate obiecte turistice din New York. 3. Există doar 9 state din SUA care nu au magazine Apple. Acestea sunt Idaho, Montana, South Dakota, North Dakota, Alaska, Vermont, West Virginia, Wyoming și Arkansas. 4. Primul slogan Apple este Bite into an Apple. 5. Apple.com se poziționează în topul 50 al celor mai vizitate site-uri din întreaga lume și în top 30 al celor mai vizitate site-uri din Statele Unite. 6. În întreaga lume mai există aproximativ 50 de calculatoare Apple 1, iar prețul pentru un astfel de calculator pornește de la $50,000. 7. Cunoscuta reclamă pentru Macintosh din anul 1984 a fost creată de Ridley Scott, cel care a regizat filmele Gladiator și Alien. 8. iMac este cel mai vândut calculator din toate timpurile și a fost pus în vânzare în luna august a anului 1998 cu un preț de bază de $1,299. 9. iPhone a fost lansat în data de 29 iunie 2007, iar până la 30 septembrie au fost vândute 1,4 milioane de unități. Astfel, revista americană Time a declarat telefonul invenția anului 2007. 10. iPod-ul este cel mai vândut gadget din istorie, iar numărul unităților vândute din anul 2001, atunci când acesta a apărut pe piață, este impresionant. 11. Unul dintre cele mai semnificative momente din istoria Apple a avut loc în data de 24 ianuarie 1984, atunci când Steve Jobs a prezentat Macintosh, acesta fiind primul calculator comercial din lume cu mouse și interfață grafică. 12. Mac-ul a fost primul calculator care a oferit doar porturi USB și a eliminat astfel unitatea floppy disk. 13. În anul 2003, Apple a lansat iTunes Stores pentru a oferi în mod legal muzică pentru descărcare. În prima săptămână, iTunes a înregistrat peste 1 milion de cântece, iar într-un an, numărul vânzărilor a depășit 50 de milioane. 14. În timpul prezentării produsului iPhone, Steve Jobs a utilizat dispozitivul pentru a suna la Starbucks și a comanda 4000 de meniuri. 15. Apple a scos spre vânzare un iPod compatibil cu Windows la 9 luni după ce a lansat gadgetul. Acestea sunt câteva dintre lucrurile interesante despre compania americană Apple și momentele importante din istoria acesteia. Sper că v-a plăcut videoclipul, dacă da, nu uita să apăsați butonul roșu de subscribe de mai jos sau din dreapta, vă doresc o zi minunată!